Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2, fie alfa, fie a, un număr real și un determinant delta, care este acesta, arătați că delta are valoarea 1. Practic, acest determinant este egal cu 1. Haideți să mai luăm încă o dată acest determinant. Deci am 3a, 3a plus 1, 3a, 2a plus 1, 2a, 2a,